pandurii mor. Probabil că a mai apărut, dar... Deci avem o foarte mare problemă. Foarte mare problemă. Cum să ajungi la scriitor, la cititor, dacă nu sunt librării? Dacă nu faci evenimente, dacă scriitorul... Eu de pildă detest că fac altă meserie. Eu sunt un scriitor profesionist și asta am vrut să fiu de când eram de școală, cu puver. Că trebuie tot timpul să fac altceva ca să pot să trăiesc. Eu ca să scriu o carte trebuie să nu mor mâine, de fapt. Trebuie să încresc familia. N-am familia cu copilul meu, este plecat, dar vreau să zic, un scriitor este o persoană ca oricine, are aceleași trebuințe. Să cumpere o carte, să mănânce la un restaurant, să aibă un apartament, să se uite la televizor, nu este. Puteți să ne gândim că dacă vecinul lui, care este inginer la fabrică, are un mecanism în care își câștigă banii cu care își plătește apartamentul respectiv și copilul merge la școală, scriitorul nu are. Scriitorul este singur, fără niciun fel de susținere. Ce trebuie să facem? Eu nu sunt adeptul că trebuie să asistăm prin stat cultura. Dar trebuie create legi și un cadru fiscal de pildă prin care scriitorii și editurile să se poată susține. Noi nu facem asta. Franța, de pildă, are un regim fiscal deosebit pentru tipărituri și se simte, pentru că ei știu că gloria Franței și bani foarte mulți câștigă prin cultură. Știți care este cea mai rentabilă investiție de istoria omenirii? Când Francis I l-a chemat pe Leonardo da Vinci în Franța și i-a lăsat Mona Lisa. Cu acea Mona Lisa fac milioane și milioane și milioane pe an. Deci Mona Lisa este vizitată pe an de 5-6 milioane de oameni care plătesc biletul de intrare. Și nu trebuie decât așa să o costeze de praf așa o dată la 6 luni. Mai multă investiție decât cultură nu există pe lumea. Investiția în spirit este mai puternică decât cea în șurub. Cea în șuruburi ne-a învățat să spalim, să facem investiții, să construim industrie grea. Așa ne-a învățat, numai că este un dezastru. De asta s-a ruinat comunismul.